Sunt profesoară, activist în gimnaziu din localitatea satul Petrușeni și astăzi aș vrea să mă împărtășesc cu experiența mea căpătată în ultimii 3 ani cu femeile care vor să-și deschidă o mică afacere sau să-și vadă să-și îmbogățească un pic bugetul familiei și aș vrea să încep că, adică pe plan, cu toți știm că în Republica Moldova profesorii nu sunt atât de bine remunerați. Având un salariu mai mic, m-am gândit împreună cu familia mea să mai facem și o mică afacere care să ne îmbogățească bugetul familiei, fiindcă având 2 copii studenți în România, nu este atât de ușor ca să-i poți întreține cu un salariu care îl avem noi în Republica Moldova, așa, pentru un profesor. În toată vinerea la noi în sat vine biroul comun informativ de la Râșcani, care mi s-au dat idei unde putem să ne desfășurăm activitatea, cum putem să mai facem un ban în gospodărie și sunt foarte mulțumită acestui birou și anume secția economie că m-a îndrumat și la rândul meu fiind ca mămică în familie și având 2 copii deja majori, i-am împins și pe ei să implic de o pildă în câteva proiecte. De pildă, băiatul acum recent a participat la o programă PNAIT, care au participat tinerii, li s-au oferit granturi 40% nereborsabil ca să-și deschidă o mică afacere în sat, fiindcă noi, ca orice părinte, vedem viitorul oricum. E bine când pleacă și în altă parte, dar ca orice părinte ne stăruim copilul să trăiască lângă noi, să nu-i scăpăm să plece undeva departe, să le ducem dorul, să crească nepoțăie lângă noi. De ce eu m-am preocupat foarte mult de viitorul copiilor mei, să-i ajut câtuși de puțin ca ei să-și poată deschide o mică afacere la noi acasă. Așa, pentru băiat, vrem să deschidem o mică afacere cu repararea auto, că pe zona aceasta nu prea se întâlnește, este departe distanța așa de a merge la raion sau câțiva kilometri în apropiere, mai de 40 km, noi nu avem nimic pentru că să-ți repare o roată la mașină și am hotărât noi că este foarte bine venit. De aceea băiatul a participat la acest program. La fel, eu am participat tot, a fost un grant din partea Orange pentru femeile de la sat, anume mi-am procurat prin intermediul acestui program niște nutrie care le cresc și iarăși este pentru carnea lor dietică și pentru blănuri este binevenit, așa, și este un bănuț, așa, l-a adăugat în punguța noastră. Soțul a arendat moara din sat. E clar că moara a staționat până acum, fiind așa un om cu spirit de gospodar, noi am hotărât ca să nu se piardă și nu mergem noi prin sat, prin prejur, să deschidem moara, să o reparăm, să lucreze în sat, ca omul să nu plece în altă parte. Mai am și o fată, că vă menționez că am 2 copii, un băiat și o fată, așa, fata, la rândul ei tot a făcut studiile în România, acum face mai departe facultatea și, mă rog, ca la orice domnișoară, ne-am gândit ce ar fi bine, am participat și el tot la proiectul acesta Orange, unde a câștigat un grant cu make-up, se ocupe cu anume cu vopsitul, machiatul, mai corect așa să mă exprim, machiatul, e bine, și pentru ea și poate să ofere servicii și la alte persoane. Sunt foarte mulțumită, fiindcă ideea mea și-a luat avantajul, și-a luat mersul și sunt realizabile lucrurile acestea și mă bucur că îmi ajut și copiii și pot să-mi îmbogățesc și bugetul familiei. Doar noi ce facem, facem pentru copii, cel mai mult pentru viitorul nostru. Thank you.